Salutare, oameni buni, salutare, sunt Andruc, bine ați venit la Cisimbet. Biletul de ieri a fost unul câștigător. Am avut pe Inter să dea două goluri și a ieșit la limită, fix două goluri a marcat Inter și a și câștigat 2-1. Și am avut și meciul 1x pe Sevilla, care a câștigat meciul. Bun, pentru astăzi avem așa ziua de marți, 23 aprilie, avem meciurile din... mai avem un meci din Premier League, Arsenal cu Chelsea, un meci foarte tare. Se anunță Arsenal încă stă în șanse mari de titlu, să lupte la titlu, o echipă foarte, foarte bună, chiar dacă a fost un pic strâncinată de eliminarea din Champions League de către Bayern München, unde n-au jucat deloc, grozav, nici în retur acolo la Bayern nu prea au jucat grozav, au avut 3 șuturi, dar din mai mult șuturi de-astea leșinate. Arsenal totuși a venit o înfrângere în ultima etapă, o victorie, a reușit o victorie în ultima etapă acum cu Wolves 2-0. În campionat făcuse înfrângerea aceea cu Aston Villa, iarăși un meci foarte prost, dar în ultimele 10 partide Arsenal are 31 de goluri marcate și doar 4 primite. Deci Arsenal este extraordinar în defensivă. Nu prea a primit deloc, iar două le-a primit în acea înfrângere cu Aston Villa. Normal, și Chelsea aici va ataca pentru că încă este în șanse de a prinde chiar locul de Europa League, locul 5. Chelsea are 47 de puncte, la 3 puncte de Man United. Newcastle are tot 50 și Tottenham are față de Newcastle nu mai are șanse, dar s-ar putea ca echipele să intre încă una în Europa League. Așa se anunță din partea conducerii, din partea aceasta. Se pare că și locul 6 ar merge în Conference League, care acolo nu este prezentat pe flash score, dar eu cred că amândouă pot să marcheze aici. Însă Arsenal este echipa mai bună și echipa care nu prea a primit goluri. În tur a fost 2-2, dar a avut și un pic de noroc Chelsea cu două goluri norocoase. Eu am jucat Arsenal să marcheze peste 1,5 goluri. Este o cotă de 1,47. Deci Arsenal marchează peste 1,5. Eu văd pe Arsenal să domine. Arsenal peste 1,5 goluri. Este clar echipa care va domina jocul ăsta pe teren propriu. Ar fi de încercat și pariul 3+, dar este o cotă 1.50, deci tot cam pe acolo, așa că mai bine joc acest pariu Arsenal de 2. Și următorul meci la Botoșan cu Dinamo. Botoșan-Dinamo se luptă pentru evitarea retrogradării. Acum Botoșan este chiar bine, stă pe locul penultimul, la doar 2 puncte în spatele lui Dinamo. Clasamentul play-off-ului. În clasamentul pentru play-out... Botoșan este la 2 puncte în spatele lui Dinamo, la 3 în spatele Iașiului. În ultimele 3 partide Botoșan a avut 2 victorii și un egal, iar una din victorii a fost 4-1 cu Craiova 48, un egal cu Hermaștea, o echipă grea. Eu zic că Dinamo, am văzut-o în ultimele meciuri, a primit gol în toate cele 3 meciuri și cred că este mai șubredă. Eu o să merg aici pe Botoșan. Cred că Botoșan acasă are și un pic de moral acum că au reușit să obțină aceste 2 victorii și cred că vor marca un gol. Așa că am jucat Botoșani să marcheze un gol, are o cotă foarte bună, 1.40. Ăsta ar fi biletul meu, este o cotă 2, nu este o cotă foarte mare, dar nici n-am găsit alte meciuri în care să am mare încredere. Astfel că am pus acest Botoșani marchează și Arsenal marchează peste 1.5. Astea sunt ponturile mele, dacă le jucați și voi, zic să avem baftă. Cotă de 2.05 are biletul meu, mersi de atenție. Ne auzim data viitoare.